Cercetătorii de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău au precizat că agricultura sustenabilă practicată de fermierii locali poate ajuta la protejarea mediului prin conservarea solului, apei și biodiversității. Ei au prezentat un scurt ghid de cultivare etică a legumelor, fiind vorba de 8 puncte care trebuie respectate de către fermieri. Pentru început, este important să se identifice cu exactitate problema pe care o poate avea un fermier în cultura de legume. Există o următoare etapă, aceea a varietății de metode de tratament disponibile, cum ar fi cele chimice, biologice sau cu substanțe naturale. Este necesar să se respecte dozele și perioadele de așteptare înainte de a utiliza un tratament. Trebuie citit cu atenție fiecare instrucțiune a producătorului și respectate dozele, precum și perioadele de așteptare. Un alt pas important este ca tratamentele preventive să fie făcute corespunzător, iar ulterior monitorizate efectele. Înainte de utilizarea oricărui tratament, agricultorii trebuie să se asigure că sunt în conformitate cu reglementările locale și naționale. Substanțele folosite trebuie depozitate în condiții optime. Iar în ultimul rând, fiecare fermier trebuie să se asigure că se informează despre cele mai bune practici pentru tratarea culturilor de legume și să urmărească dezvoltarea, dar și noile tehnologii din domeniu.